Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Sfânta Evanghelie după Luca. Și iată că am ajuns la capitolul 13. Din Sfânta Evanghelie după Luca, din această versiune a Bibliei deortosită de Mitropolitul nostru Bartolomeu. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Evanghelia după Luca, capitolul 13. Între pocăință și moarte, parabola smochinului neroditor, vindecarea în zi de sâmbătă a unei femei gârbove, parabolele grăuntelui de muștar și aluatului, poarta cea strântă, Irod, vulpea, deplângerea Ierusalimului. În acest timp erau de față unii care i-au spus despre galileenii, a căror sânge l-a amestecat Pilat cu jertfele lor. Notă. Este un eveniment relatat numai de Luca, în manieră sumară a unui fapt cunoscut. Soldații romani măcelărise câțiva galileeni chiar în momentul în care aceștia își înjungheau animalele de jertfă. Și el le-a răspuns și le-a zis: Credeți voi, oare, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți galileenii, fiindcă au pătimit aceasta? Vă spun eu vouă, nu! Vă spun eu vouă, dar dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Sau acei 12 inși peste care a căzut turnul în Siloam și i-a omorât. Credeți oare că ei au fost mai păcătoși decât toți păcătoși, oamenii care locuiesc pe pământ? Vă spun eu vouă, nu, dar dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Și le-a spus această parabolă. Cineva avea un smochin sădit în via sa, și a venit să caute rod în el și n-a găsit. Și a zis către vier, iată sunt 3 ani de când vin și caut rod în mochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, de ce să țină pământul degeaba? Iar el răspunzând a zis, Doamne, lasă-l și anul acesta, până când cel voi săpa împrejur și îi voi pune gunoi, până ce va face Poate va face rod în cel viitor, iar de nu îl voi tăia. Și învăța Iisus în una din sinagogile sâmbăta. Și iată o femeie care de 18 ani avea duc de neputință și era gârbovă și nu putea nici de cum să se ridice, iar Iisus văzându-o a chemat-o și i-a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile pe ea, și ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar mai marile sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, drept răspuns, a zis către mulțime, 6 zile sunt în care trebuie să se lucreze, așadar în ele veniți și vă vindecați, dar nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns zicând, fățarnicilor, fiecare dintre voi oare nu-și dezleagă sâmbăta boul sau asinul de la iezle și îl duce la apă? Dar oare această fiică a lui Avraam, pe care iată de 18 ani a legat-o satana, oare nu se cuvenea să fie dezlegată de legătura aceasta în zi de sâmbătă? Și zicând el acestea, toți cei care stăteau împreună împotrivă se rușinau. Și toată mulțimea se bucura de toate faptele slăvite pe care săvârșite de el. De zicea, cu ce este asemenea împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Asemenea este grăuntelui de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa și a crescut și s-a făcut pom și păsările cerului s-au sălășluit în ramurile lui. Și iarăși a zis, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Asemenea este aluatului
pe care l-a luat o femeie și l-a ascuns în 3 măsuri de făină până când s-a dospit toată și trecea prin cetăți și prin sate, învățând și călătorind spre Ierusalim. Și le-a zis cineva, Doamne, puțin sunt oare cei ce se mântuiesc? Iar el a zis, siliți-vă să intrați pe poarta cea strântă. Și vă spun eu vouă că mulți dintre voi vor căuta să intre și nu vor putea. De îndată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, iar voi veți începe să stați afară și să bateți zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne. El răspunzând va zice, nu știu de unde sunteți. Și atunci veți începe să ziceți, în fața ta am mâncat și am băut, tu în piețele noastre ai învățat. Și el le va spune, nu vă știu pe voi de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, toți lucrătorii nedreptății. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Când veți vedea pe Avraam și pe Isaac și pe Iacob și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi aruncați afară și vor veni de la răsărit și de la apus și de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea într-o împărăția lui Dumnezeu. Și iată, sunt unii de la urmă care vor fi întâi și cei și sunt cei din tâi care vor fi la urmă. Și în ziua aceea s-au apropiat de el unii dintre farisei zicându-i, ieși și du-te de aici, că Irod vrea să te omoare. Iar el i-a zis, dar și el i-a zis, duceți-vă și spuneți-i acestei vulpi. Notă. Irod Antipa, Iisus sesizează viclenia acestea de a-i transmite o amenințare în scopul de a-l demobiliza. El cu viclenie l-a amenințat cumva pe Domnul Iisus. Și ar fi vrut să vadă o minune spectaculoasă de bâlci de la Domnul Hristos. Iată, eu scot demoni și fac vindecări astăzi și mâine și a treia zi mă împlinesc. A treia zi, notă, literar, a treia zi sfârșesc, dar cu înțelesul mai bogat că prin moartea și învierea sa, Iisus a făcut tot ceea ce și-a propus să facă și a încheiat misiunea rotunjindu-și propria sa operă. Dar astăzi și mâine și în ziua următoare trebuie să umblu, că nu este cu putință ca vreun profet să piară în afara Ierusalimului. Ierusalime, Ierusalime, care îi omor pe profeți și îi ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi, așa cum își adună cloșca puii sub aripi, și voi n-ați vrut. Și iată, vi se lasă casa pustie, că vă spun eu vouă, că nu vă veți mai vedea până ce nu va veni vremea când veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.